Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta. Iubiți credincioși, astăzi se împlinesc 40 de zile de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Răznuim astăzi unul dintre cele 12 praznice împărătești, cunoscut sub numele de Întâmpinarea Domnului. Astăzi este adus la templul din Ierusalim pruncul Iisus să fie închinat lui Dumnezeu Tatăl, după rânduiala legii vechi. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu întrupat este purtat în brațe de către Fecioara Maria și de bătrânul Simeon. Astăzi Simeon vede cu ochii pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, și de bucurie strigă: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta. Mare a fost bucuria Maicii Domnului că s-a învrednicit să nască pe Hristos. Mare a fost bucuria dreptului Simeon că s-a învrednicit să țină în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, cel ce ține în mâinile sale cerul și pământul. Mare este bucuria lumii și a noastră a tuturor că a venit Dumnezeu la noi, că avem un Mântuitor și Mijlocitor înaintea Tatălui. Dar cine a fost Sfântul și Dreptul Simeon și cum s-a învrednicit să poarte în brațele sale pe Iisus Hristos, Mesia cel mult așteptat? Sinaxarele și tradiția bisericii noastre, unii sfinți părinți ca și mari istorici bizantini, Hegesip și Nichifor Calist, spun că dreptul Simeon era preot la templul din Ierusalim și mare cărturar al legii vechi. El s-a născut cu 300 de ani înainte de nașterea Domnului și avea o viață sfântă. Și iată că în acel timp, adică cu 250 de ani înainte de Hristos, era faraon, adică împărat al Egiptului, Ptolemeu Filadelful, un om foarte învățat. El a hotărât să traducă din limba ebraică în limba greacă Sfânta Scriptură, adică Vechiul Testament ce se păstra cu mare sfințenie la templul din Ierusalim. Pentru aceea a adus în Egipt 70 de înțelepți și cărturari iudei, printre care se număra și Simeon, care avea pe atunci peste 70 de ani. Împărțind între ei textul Sfintei Scripturi, lui Simeon i-a fost rânduit de Dumnezeu să traducă pe profetul Isaia. Când a ajuns să traducă profeția despre întruparea Domnului, adică cuvintele acestea: Iată, fecioară va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Simeon socotea că aici ar fi o greșeală în text, căci se întreba: cum poate să nască o fecioară fără de bărbat și să rămână fecioară? De aceea, Simeon a ras textul de pe original și l-a corectat astfel: O tânără tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece. A doua zi, când a vrut să continue traducerea, a găsit acest verset îndreptat de o mână nevăzută, mai frumos ca la început: Iată, fecioara va lua în pântece. Deci, nedumerindu-se, credea că unul dintre ceilalți cărturari a corectat textul. Apoi a șters și schimbat textul a doua oară, iar dimineața l-a găsit îndreptat ca mai înainte. A treia oară, când voia să schimbe textul după mintea lui, Arhanghelul Gavril l-a apucat de mână la porunca lui Dumnezeu și i-a spus: Stai, Simeoane, și nu te îndoi de această taină, că la Dumnezeu niciun lucru nu este cu neputință. Că Dumnezeu, care a făcut femeia din bărbat, adică pe Eva din coasta lui Adam,
Oare nu poate să nască bărbat pe Fiul lui Dumnezeu din fecioară fără bărbat și fără stricăciune? Iată, pentru că n-ai crezut acest cuvânt prorocit de Duhul Sfânt, nu vei muri, zice Dumnezeu, până nu se vor împlini cuvintele acestea și până nu vei vedea și purta în brațele tale pe Hristosul Domnului. Acest cuvânt al lui Gavril, arhanghelul, s-a împlinit întru totul, căci a trăit Simeon peste 300 de ani, până s-a născut Hristos în Betleemul Iudeii. Astfel a așteptat prea bătrânul Simeon pe Mesia cel făgăduit și se mirau de el toți locuitorii Ierusalimului de ce nu mai moare, căci nu știau taina că a fost legat de Duhul Sfânt să nu guste paharul morții până nu va vedea cu ochii săi pe Hristosul Domnului. Iar după nașterea lui Hristos, la 40 de zile, a fost dus pruncul Iisus de către Fecioara Maria și dreptul Iosif să-l închine în templul din Ierusalim, aducând cu ei ca jertfă de curățire doi pui de porumbel, după rânduiala legii vechi. Această rânduială se păstrează și în Biserica Ortodoxă, când pruncul și cu mama lui se îmbisericesc, adică se binecuvintează amândoi de către preot în biserică și se închină la 40 de zile. Când Fecioara Maria a intrat cu Iisus pruncul în templu, în clipa aceea Duhul l-a îndemnat pe dreptul Simeon să vină la templu ca să vadă pe Hristos, Mântuitorul lumii. Și a venit cu mare credință să-L vadă pe Domnul, să-L ia în brațe și să fie dezlegat de către El de legăturile trupului cu care fusese legat de Arhanghelul Gavril, pentru că nu crezuse în profeția lui Isaia. Intrând Sfântul Simeon în templu, cu totul bătrân și gârbov, a văzut strălucind ca fulgerul o rază de lumină deasupra fecioarei cu pruncul. Atunci a înțeles că aceea este Fecioara care a născut prunc pe Emanuel din Duhul Sfânt, cum spune Isaia, și umplându-se de negreită bucurie, s-a închinat lui până la pământ. Apoi, ca un preot ce era, a luat pe Iisus Hristos în brațe, zicând cu lacrimi aceste cuvinte: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Adică cerea iertare de la Dumnezeu pentru îndoiala sa în credință și dezlegare cu pace de legăturile trupului, ca să se odihnească cu sufletul dincolo în odihna cea veșnică. Dezleagă-mi, stăpâne, păcatele, dezleagă-mi legăturile bătrâneții care mă apasă, dezleagă-mi cu pace sufletul de trup și dă odihnă într-o împărăție a ta. Mari erau credința, nădejdea și răbdarea dreptului Simeon. Să aștepți cu răbdare 3 secole, cu nădejdea că vei vedea cu ochii pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, să suferi povara bătrâneții îndelungate cu atâta pace în suflet și credință în inimă, că cel făgăduit va veni, că Mesia nu va întârzia, că Fiul lui Dumnezeu se va face Fiul Fecioarei Maria, pentru a răscumpăra neamul omenesc din robia păcatului și a morții veșnice. Dar bătrânul Simeon, prin cuvintele rostite în templu, că văzură ochii mei mântuirea ta, care gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor, vedem că era nu numai drept și temător de Dumnezeu, ci era încă și proroc,
El vedea în întruparea Domnului mântuirea și salvarea, nu numai a poporului ales, ci a tuturor popoarelor lumii, pe care o vedea cu Duhul strălucind ca o stea călăuzitoare, ca o lumină spre descoperirea neamurilor. Iată deci care este salvarea, mântuirea și lumina lumii. Credința în Iisus Hristos, Mântuitorul, și în Evanghelia adusă de El pe pământ. Căci credința în Dumnezeu eliberează conștiințele oamenilor de povara păcatelor și slobozește sufletele noastre ale celor ce credem în El din temnița cea întunecată a iadului. Apoi spune Luca, evanghelistul, că Simeon, după ce a purtat în brațe pe Hristos Domnul, care ține în brațele sale cerul și pământul, stelele și vânturile, apele, munții și întreaga zidire, a dat pruncul Fecioarei Maria și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. La urmă a adăugat, și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. În aceste puține cuvinte, Sfântul Simeon s-a dovedit un mare proroc. El a profețit aici de necredința iudeilor și de căderea ereticilor care aveau să răstălmăcească Evanghelia, cum fac sectanții în zilele noastre. De la fața lui Hristos mai cad cei mândri, că zice apostolul: Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. De la fața lui cad cei ce hulesc pe Dumnezeu, necredincioșii, desfrânații și toți cei care zac în păcate. Că auzim pe apostolul Pavel zicând: Nu vă amăgiți, nici desfrânații, nici închilătorii la idol, nici adulterii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a profețit tainic despre patima lui Hristos când avea să treacă sabia suferinței și a durerii de mamă prin sufletul Maicii Domnului. Dar pe cine binecuvintează Simeon? Pe Maica Domnului și pe pruncul ce îl ține în brațe. Vedeți și aici smerenia lui Hristos, vedeți bunătatea lui cea fără de margini. Se lasă binecuvântat de un om drept, cel ce binecuvintează toate popoarele pământului, toate țarnele și toate viile, cel ce a zidit toate cele văzute și nevăzute, pe îngeri și pe oameni și toate viețuitoarele din apă, de pe uscat și din aer, se lasă binecuvântat de un om care avea harul preoției. Vedeți cât de mare este harul preoției? Duhul Sfânt de preoția preotului ca să sfințească și să binecuvinteze pe toți și pe toate. Aici însă vedem că și Dumnezeu însuși s-a smerit ca să fie binecuvântat de preot de dreptul Simeon. Dumnezeu, cuvântul care a făcut cerul și pământul, vine să se facă prunc într-o smerenie și blândețe și tăcând se lasă binecuvântat de un preot al legii vechi. Dar atunci, cu cât este mai mare un preot al legii harului? De aceea preotul trebuie cinstit de către credincioși, pentru harul pe care îl are, căci arhiereii și preoții în lumea aceasta sunt izvoarele binecuvântării, spun Sfinții Părinți. Deci fericit și de trei ori fericit este acela care dorește pururea să fie binecuvântat de arhiereu și de preot. Credincioșii, când trec pe lângă un preot, sunt datori să-i dea îndoită cinste și să-i zică cu evlavie: Binecuvintează, Părinte! Căci zice Dumnezeescul Ioan Gură de Aur, a preotului este numai a deschide gura, că harul le lucrează pe toate. Mai zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântă este limba preotului și prea sfântă este gura lui. Deci când te-ai dus direct la preu și te-a binecuvântat, Domnul te-a binecuvântat. Domnul te-a umplut de toată binecuvântarea Duhului Sfânt
cu care este îmbrăcat. Iată deci ce pildă de adâncă smerenie ne-a dat Mântuitorul la sărbătoarea de astăzi. El, care binecuvintează în cer pe toți sfinții și arhierei, pe toți îngerii și heruvimii, se binecuvintează pe pământ de un preot, de un bătrân cinstit al legii vechi. Iubiți credincioși, spune tradiția bisericii că dreptul Simeon, după ce a rostit acele cuvinte profetice despre Hristos și despre Maica Domnului, și-a dat Duhul acolo în templu, iar oasele lui s-au risipit și au fost îngropate afară lângă zidul templului. După aproape 1000 de ani, împăratul bizantin roman i-a adus osemintele la Constantinopol. Iată bunătatea și mila lui Dumnezeu până unde se pogoară, că vrea să fie binecuvântat de om, vrea să fie portat de om în brațe și în inimi, în nemărginita lui dragoste, ca și noi la vreme să dorim binecuvântarea lui și să-l purtăm pe el în inimile noastre. Acum se cuvine să ne întrebăm, oare purtăm și noi pe Iisus Hristos în inimile noastre? Oare numai bătrânul Simeon l-a purtat? Ba nu, fraților, noi îl purtăm în noi pe Hristos mai mult decât Sfântul Simeon prin taina Sfântului Botez. Sufletul omului are chipul și asemănarea lui Dumnezeu, căci are minte, gând și cuvânt. Mintea noastră, sufletul nostru, sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care stă în minte și în inimă și s-a vărsat în toată firea trupului ca focul prin fier, cum arată Sfântul Damaschin. Deci, fiecare creștin care s-a botezat s-a și îmbrăcat în Hristos, după cum cântă biserica. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! De aceea ne numim cu toții creștini, căci purtăm pe Hristos în noi împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Să nu uităm că Sfântul Simeon l-a purtat pe Hristos în brațe, iar noi îl purtăm pururea în inimă și în minte prin botez, prin rugăciune, prin dragoste și Sfânta Împărtășanii. Toți creștinii botezați în numele Preasfintei Treimi suntem purtători de Dumnezeu, cum spune Sfântul Ignatie. Odată l-a întrebat împăratul Traian, dar de ce te numești tu Ignate Teoforul, adică purtătorul de Dumnezeu? Și el a răspuns, nu te nedumeri, împărate, mă numesc Teofor pentru că port pe Dumnezeu în mine, căci toți creștinii care s-au botezat poartă pe Dumnezeu în ei. Deci, frații mei, dacă purtăm pe Dumnezeu în noi, și acesta este adevărul pe care nimeni nu poate să-l tăinuiască, atunci cum trebuie să ne fie viața și faptele noastre? Cum trebuie să trăim pe pământ ca să păstrăm pe Hristos în inimile noastre? Să iubim pe toți oamenii, să iertăm pe cei ce ne greșesc, să ne rugăm neîncetat la biserică și acasă, că rugăciunea este scara ce urcă la cer, pe om și coboară în inimă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Apoi să ne smerim, că Dumnezeu celor smeriți le dă har și să ne facem vrednici de trupul și sângele Domnului, căci prin toate acestea devenim biserici vii ale Duhului Sfânt și purtători de Dumnezeu, adică teofori. De vom împlini cu credință, cu dragoste și cu smerenie toate faptele bune, ne vom învrednici să purtăm și noi în brațele și în inimile noastre pe Hristos Mântuitorul și vom putea închide ochii cu pace, rostind împreună cu dreptul Simeon. Acum slobozește pe rogul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău. Amin.